Cunoscută pentru gustul său delicios și aroma intensă, asemănătoare usturoiului, Leurda are numeroase beneficii pentru sănătate. Poate fi consumată sub formă de salată, suc, infuzie, tinctură și acționează favorabil în numeroase afecțiuni. Planta minunea primăverii este leurda. Pentru foarte mulți români, leurda este o plantă necunoscută, deși are un gust plăcut, delicios și o aromă intensă. Este ușor de preparat, are multe beneficii pentru sănătate. Această plantă poate fi regăsită în salate, sucuri, infuzii sau tinctură pentru îngrijirea stării de sănătate. Planta minune este un detoxifiant natural, ajută la îmbunătățirea memoriei. Este bună pentru inimă, tuse, răni, guturai, eczeme și ajută la recuperarea după accidente vasculare. Frunzele de leurdă au componente asemănătoare cu cele ale usturoiului, predominând sulfura de alil, care dă gustul și mirosul caracteristic tuturor speciilor din genul Allium. De asemenea, planta conține vitaminele A și C și săruri minerale de calciu, fier, fosfor, natriu, cupru. Leurda curăță sângele de substanțe toxice, reduce hipertensiunea arterială, scade nivelul colesterolului, previne accidentele vasculare, evitând apariția trombozei și tromboflebitei prin fluidificarea sângelui și prin dizolvarea a plăcilor de colesterol. Probabil principalul beneficiu al leurdei este că are capacitatea de a curăța rinichii și vezica urinară. Totodată elimina excesul de acid uric, care este foarte dăunător bolnavilor de gută. Pentru uz intern, frunzele de leurdă sunt recomandate în tratarea multor afecțiuni și pot fi folosite nu doar crude, ci și în infuzii. Planta are proprietăți vitaminizate, mineralizate, depurative, diuretice și tonificatoare. Nu doar curăță organismul și tractul intestinal, ci reglează și funcția rinichilor.